Salutare tuturor! Astăzi aș vrea să fac un mic update legat de autonomia Samsungului A52s. Dacă în videoclipul de prezentare am spus că autonomia acestui telefon nu este chiar atât de impresionantă pe cât pare. Nu este o autonomie impresionantă deloc, este, pot să zic, una decentă. Într-adevăr, dacă te și joci pe telefon și scoți untul din el, într-adevăr, maxim o zi te poate ține bateria acestui telefon. Dar în cazul în care o folosești uzual, așa cum am folosit eu, deci poți să reziști două zile cu acest telefon dacă nu îl forțezi și nu scoți untul din el. Apropo, în cazul în care nu ați văzut videoclipul de prezentare, îl aveți aici sus sau în descriere. În ultima perioadă eu am testat telefonul și autonomia acestuia într-un scenariu puțin mai extrem, adică conectat în permanență cu ceasul, cu căști, Bluetooth-ul pornit non-stop și NFC-ul aproape în permanență pentru că un deștept, nu dăm numele, îl uită să-l stingă. De locație și de astea nici nu mai interesează, astea pot să fie pornite, dar NFC-ul mănâncă draci. Așa că aveți grijă. În cazul în care uiți NFC-ul pornit, non-stop, așa cum mai uit eu câteodată să-l dezactivez, și Bluetooth-ul dacă este pornit, plus mai stai și pe telefon în aproximativ 4-5 ore pe zi, telefonul ăsta plânge. S-ar putea ca la sfârșitul zilei să ai undeva la 10% de baterie sau chiar 15%. Asta în cazul în care, repet, aveți o utilizare din asta extremă cu NFC, Bluetooth, mai ascultați și muzică sau, în cazul meu, mai ascultați și muzică prin căști la sală. La fel s-ar putea să fie o problemă cu autonomia. Așa că aveți grijă. În cazul în care vrei să mă ajuți, îți recomand următoarele videoclipuri. Ăsta și ăsta. Suntem aia care nu bătrânim și nu ne ieftinim.